Vești din lumea showbizului românesc. Solistul reghinean Adi Molnar împreună cu trupa Etajul 4 lansează un nou single intitulat Poveste de vară. Informația a apărut în weekend pe blog.jurnaldereghin.ro. Site-ul propune internauților, pe lângă știri și noutăți din showbizul local și național, opinii și comentarii pertinente la subiectele zilei, dar și principalele articole din presa județeană la secțiunea Revista Presei. Site-ul blog.jurnaldereghin.ro a postat încă de sâmbătă informația cu privire la planurile artistului reghinean. Adi Molnar este probabil cea mai mare speranță a muzicii reghinene din generația sa. După ce a fost 6 ani solistul trupei 112, cu care a participat la preselecțiile de la Eurovision și Cerbul de Aur, Adi a câștigat concursul național Fresh Star și s-a mutat în București pentru a-și continua drumul spre succes. Tot pe blog.jurnaldereghin.ro îi puteți asculta noua piesă intitulată Poveste de vară și care are șanse reale să devină un hit. Informațiile pot fi citite accesând pagina blog.jurnaldereghin.ro, unde găsiți, pe lângă opinii și comentarii pertinente la subiectele zilei, principalele articole din presa județeană la secțiunea Revista Presei. E o poveste de vară, cântată pentru prima oară.